Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, o dragă prietenă, Andreea Puiu, profesor, psiholog, dezvoltatorul proiectului Pedagogia fericirii și astăzi vorbim despre Cartea familiei care merită mai mult de dr. Shefali Tsabary, o carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald. Andreea, știu că ți-a plăcut foarte mult această carte și ai recomandat-o, ai lăudat-o. Aș putea spune, fără doar și poate, două cărți ți-au marcat, ca să spunem așa, această primăvară frumoasă. Este vorba despre Avantajul fericirii și despre Cartea familiei care merită mai mult, iată, dr. Shefali Tsabary. Ce presupune parentajul conștient? Sorin, în primul rând îți urez bun venit într-o sală de clasă, pentru că sunt în școală după ore și probabil o să se audă copiii jucându-se în curtea școlii, cei de după amiază. Da, într-adevăr, mi-am început cu aceste cărți primăvara de profesor, pentru că și noi avem cumva nevoie să regenerăm informațiile pe care le avem. Și această carte cred că este un fel de școală și cei care vor ajunge la această carte vor înțelege de ce. Și poate, ca să fiu puțin mai ludică, a spune că este ca un fel de piscină de informații pentru părinți. Am ales să avem această întâlnire într-o sală de clasă, chiar dacă de la distanță, pentru că am avut atâtea familii cu care am vorbit despre ce înseamnă inima de părinte, ce înseamnă mintea copilului, ce putem să facem împreună în parteneriatul școală-familie. Și cred că această carte ar putea fi un bun mediator atunci când eu, ca profesor, mă așez lângă părinte, ca să vedem care sunt soluțiile pe care le putem crea împreună. Cred că o idee de impact în această carte este că parentajul conștient subliniază ciocnirea dintre două fusuri orare, cel al părintelui, care este foarte mult orientat spre viitor și este nerăbdător să ajungă cât mai repede să concretizeze potențialul copilului și se întreabă ce se mai poate întâmpla în viața copilului, cum să-l susțină mai mult, cum să îi se dezvolte abilitățile care îl vor ajuta să se integreze la școală și în afara școlii și așa mai departe. Pe când copilul are acel magnet al prezentului. Sunt uimit de ceea ce sunt acum, vreau să explorez, sunt între prietenii mei. Așadar, ciocnirea aceasta între fusul orar al părintelui și fusul orar al copilului poate să conducă uneori la acea lipsă de conexiune autentică. Și până la urmă, dacă stăm să ne gândim, toate aceste întâlniri pe care le avem în ideea de a înțelege ce putem să facem spre binele copilului, este tocmai pentru a surprinde modul în care copilul poate să crească și pe interior. Și este o radiografie foarte importantă pe care este important să o facem, tocmai pentru că la un moment dat acest umăr lângă umăr al părintelui și al copilului se distanțează ușor-ușor, pentru că trebuie să trecem spre partea de autonomie, spre partea de independență. Și această carte vorbește foarte mult despre această creștere interioară și în parentajul interior se propune tocmai ca această creștere interioară să fie în primul rând a părintelui, transformarea interioară să-i aparțină părintelui, tocmai pentru a putea crea condițiile necesare astfel încât și copilul să crească în interior armonios. Totodată, ce mi s-a părut fascinant în această carte este că sunt foarte multe exemple prin care părinții pot înțelege care este modelul emoțional, familial, pe care îl perpetuează și pe care îl aduc foarte aproape de copil. Și vor înțelege modul în care investesc, de fapt, în echilibrul copilului și modul în care nivelul de conștientizare pe care părintele îl are și cred că această carte este foarte generoasă pentru că aduce un nou coeficient. Mie mi s-a părut foarte interesant, coeficientul de flexibilitate al părintelui. Și sunt foarte multe lucruri pe care le pot învăța părinții despre ei parcurgând această carte, mai ales cum pot să conțină emoțional, cum pot să devină foarte puternici conținând emoțional copilul și cum pot să-și transforme așteptările pe care le au, pentru că toți părinții au cel mai frumoase așteptări legate de copii, însă este important să se transfere aceste așteptări în zona angajamentului valoros, în zona implicării active. Și este un anumit soi de implicare pe care părintele poate să o aibă. Nu oricum putem să fim alături de copii, uneori avem impresia că suntem alături de copii, așa cum ar fi cel mai bine posibil, pe când în realitate, de fapt, apare un blocaj sau o repetiție de fapt a copilăriei părintelui. Și de aceea această carte, dacă ar fi să fie rezumată într-o singură frază, ar fi: despre cine este vorba? Despre copilul meu sau despre mine? Și în momentul în care se decantează aceste universuri, atunci se poate vorbi despre o înțelegere adecvată atât a lumii părintelui cât și a lumii copilului. Pentru că ceea ce se mai spune în această publicație este faptul că degeaba la un moment dat cineva din exterior ne înțelege sentimentele și ceea ce se întâmplă cu noi dacă noi nu ajungem să înțelegem cu adevărat, pentru că până la urmă noi suntem la cârma propriei vieți și atunci noi trebuie să facem schimbările de profunzime. Și ca să merg cumva în încheiere, pentru că avem într-adevăr de parcurs mai multe întrebări foarte importante, ce mi s-a părut foarte util în carte este că se vorbește despre cum se poate face trecerea de la teamă la conștientizare și cum, într-adevăr, fără intenție și probabil pentru că este nevoie de timp ca să devenim părinți așa cum ne dorim, se întâmplă să apară mai multe tipuri de teamă în spatele fiecărui stil de a educa. Adică orice stil am îmbrățișa, la un moment dat ele se însoțesc de teamă. Dintr-o teamă facem anumite lucruri. Și în momentul în care dăm la o parte, într-un anumit grad, temerea pe care o avem, o cunoaștem, o înțelegem, putem să ajungem la acel nivel de conștientizare în care dăm la o parte cele 7 mituri, pentru că sunt 7 mituri care apar în această carte privind parentajul, mituri care până la urmă creează o ceață în relația părinte-copil și până la urmă toate aceste lucruri care sunt făcute sunt spre conștientizare și spre eliminarea acestor mituri. Pentru că tot vorbeai de mituri, cum demontăm sau înlocuim, să spunem, mitul parentajului centrat exclusiv pe copil, da? L-aș numi eu un soi de parentaj comportamental, să fii cu minte, nu ai voie să spui prostii, nu ai voie să răspunzi decât când ești întrebat, să nu faci aia, să nu faci aia și așa mai departe, plus partea cu notele, să vii, așteptările părinților să vii cu note mari, versus parentajul centrat pe părinte, că de cele mai multe ori părintele atunci când reacționează, când este pe modul reacțional, impulsiv, de fapt, acolo este, poate, aș spune, și vocea copilului interior al părintelui. Și copilul săracul nu are nicio vină pentru... El face ceea ce știe să facă, pentru conform vârstei lui, mai face și mici prostioare, dar e foarte important cum reacționează sau cum, mai degrabă, cum interacționează părintele cu copilul. Așa cum este foarte natural să înțelegem că în familie sunt mai mulți pioni, mai mulți actori, este foarte important să înțelegem că familia este un sistem și atunci nu putem să ne focusăm pe un singur membru al familiei, pentru că s-ar produce un dezechilibru și nici nu putem să avem o abordare extremă în care doar monitorizăm comportamentul sau dinamica unui singur membru. Și atunci această carte spune că, de fapt, startul este cumva de la părinte și momentul în care părintele creează condițiile în care copilul să conștientizeze, dar prima dată părintele cumva dă moștenirea această conștientizare. Și de foarte multe ori, așa cum se subliniază și în carte, copilul este împovărat de lucrurile neînțelese de către părinte și de lucrurile pe care poate le face într-o doză foarte mare, gândindu-se, uite, eu am oferit și am oferit de nenumărate ori, dar nu s-a oferit neapărat pe autenticul copilului și mai ales pe autenticul părintelui. Chiar se subliniază de foarte multe ori în paginile cărții că părinții pot să fie inautentici, tocmai pentru că nu au înțeles anumite aspecte sau tocmai pentru că le este foarte teamă de aceste convenții sociale sau nu lasă timp astfel încât copilul să se bucure de naturalețea copilăriei și se subliniază cum a ajuns să fie o avalanșă a modului în care adultul încearcă să ordoneze lumea, să optimizeze comportamentul și așa mai departe. Și atunci învățarea aceea naturală, curiozitatea copilului este pur și simplu sufocată, părintele intră în zona în care îi se pare că a fi spontan, a fi jucăuș, este chiar amenințător pentru că își pierde autoritatea, pentru că nu deține controlul și așa mai departe și atunci copilul nu poate să savureze cumva oportunitățile, nu are acea dragoste de viață, tocmai pentru că vede încrâncenarea adultului care nu reușește cumva să se coboare în sensul cel mai frumos la mintea copilului și să explice copilului pe înțelesul lui, cu cuvintele care ajung cumva la inima copilului, să-i spună ceea ce se întâmplă, ci dimpotrivă încearcă să aducă niște indicatori din viața adultă pe care copilul nu poate să-i priceapă, nu poate să-i cuprindă, dar pentru a nu își dezamăgi părintele, el minează într-un anumit fel succesul. Și atunci este această grabă și că tot vorbim noi de câte ori ne întâlnim despre verbe. Se ajunge foarte mult ca pe piedestal să fie verbul a face, tot timpul contează mai mult lucru care urmează. Tot ce urmează este mai valoros decât ceea ce există deja. Și atunci chiar spune autoarea că este un fel de monstruleț acest potențial, pentru că de fapt îi transmis copilului, tu nu ești valoros prin ceea ce faci acum, tu tot timpul ai în fața ta și alte obstacole de depășit și de fapt nu îi se spune cum să depășească aceste obstacole într-un mod autentic. Mai mult, legat de modul acesta în care accentul este important să nu fie total pe copil, ci să se pornească cumva din modul în care părintele deja a crescut și poate să întâmpine copilul dintr-o zonă de adult, dintr-o zonă de echilibru și își poate pune această întrebare: cum pot folosi momentul pe care l-am petrecut acum cu copilul meu pentru a învăța ceva despre mine? Adică orice moment petrecut cu copilul este un moment de învățare pentru părinte și tocmai de aceea e bine de înțeles că nu există o singură direcție, doar în direcția copilului, ci este foarte important de înțeles că învățarea este atât dinspre părinte spre copil, cât și invers. Pe tot parcursul cărții se subliniază că părinții, de fapt, devin mai înțelepți învățând de la copii și că ei vin cu un potențial foarte mare pentru părinți, de fapt, de a deveni mai înțelepți și ea, când vom merge mai departe, o să și subliniez, autoarea merge spre limitele înțelepte, pentru că se tot spune de limite ferme, de tot felul de caracterizări ale limitelor, dar până la urmă înțelepciunea părintelui este, de fapt, ceea ce căutăm, tocmai pentru a putea să-l ghideze real pe copil în această lume. Cum este abordată disciplina din punct de vedere al parentingului conștient? Da, cred că aici a fost cumva scena pe care am savurat-o cel mai mult în carte, pentru că sunt tot felul de propuneri legate de disciplină, tocmai pentru a trece spre, dincolo de abordarea modernă, tocmai spre o abordare înțeleaptă și sunt specificații, spre exemplu, cei 3C, coerență, consecvență, compasiune. Copilul are nevoie de coerență în lumea lui și părintele are nevoie, prin înțelepciune, să aducă această coerență, prin activitățile pe care le propune, prin modul în care îl susține pe copil, ce strategii exersează împreună, tocmai plecând de la autenticitatea părintelui și copilului. Este nevoie de compasiune atunci când sunt alese anumite limite, tocmai pentru că acele limite trebuie să fie spre binele suprem al copilului și nu doar pentru că așa am spus eu sau doar pentru că este acel control parental, poate uneori chiar și din orgoliu sau din lipsa de gestionare a părintelui, a resurselor pe care le are, și mai trebuie consecvență, pentru că tocmai de aceea uneori apare rebeliunea sau apare refuzul, tocmai pentru că părintele nu își respectă propria poziție, tocmai pentru că nu a înțeles-o, că tot vorbeam de conștientizare. Nu înțelege uneori de ce face anumite lucruri, știe doar că au funcționat în anumite situații, dar nu neapărat în situația particulară a copilului. Adică nu este o declarație de iubire pentru copil, pentru că în momentul în care nu cunoști cu adevărat copilul, tocmai pentru că îl poziționezi mereu în comparație cu ceilalți, pentru că nu asiguri timpul necesar ca el să se exprime, pentru că îl lăsăm în zona aceea în care copilul poate să se întrebe: dar de ce eu nu sunt văzut cu adevărat de părintele meu? Sau de ce se vorbește despre altcineva, un alt copil de vârsta mea, dar nu se vorbește despre mine? Adică părintele nu știe neapărat ce se întâmplă cu adevărat cu mine, da? Și apare acest sentiment al copilului că e o distanță de nestrăbătut între el și părinte și că cuvintele lui nu ajung la părinte. Chiar autoarea spune că sunt 3 întrebări principale pe care copilul le pune: dacă sunt văzut, merit, contez. Și până la urmă sunt atâtea momente în care copilul are nevoie să simtă că el contează cu adevărat și că real părintele este alături de el, pentru că în carte se întâlnesc foarte multe modele de interacțiune părinte-copil prin care să nu avem nerăbdarea de a anula emoțiile. Adică noi spunem: da, eu înțeleg că te simți anxios sau înțeleg că te simți foarte încărcat, dar uite, poți să... Și atunci noi nu stăm cumva cu acele emoții și copiii ajung să fugă de emoțiile lor și să nu știe ce să facă cu ele realmente. Adică rămân niște emoții suspendate, iar părintele pur și simplu, de fapt, îl face pe copil să fugă de emoțiile lui, tocmai pentru că nici părintele nu vrea să stea aproape de acele emoții care sunt foarte puternice. Totodată, pe lângă acești 3C, coerență, consecvență și compasiune, se vorbește în disciplina adusă de parentajul conștient de consecințele naturale și logice, și sunt niște consecințe pe care eu le ador și le aplic de foarte mult în clasă. De aceea, pentru mine, această carte este foarte importantă, pentru că este cartea pe care eu aș oferi-o părintelui atunci când ne întâlnim, să avem o consultație individuală cu părinții, pentru că ar fi acea continuitate de care eu am nevoie ca profesor, acea continuitate care să fie practicată, adusă și acasă. Și aceste consecințe logice și naturale îl învață pe copil că, de fapt, așa cum sunt lecțiile naturii, așa și ceea ce faceți, gestul lui, are niște consecințe logice și naturale. Nu trebuie să le inventăm. Uneori este suficient când ele se întâmplă ca să remediem o situație. Nu trebuie noi să inventăm un efect, pentru că în felul acesta copilul va ajunge să știe singur care sunt dozele potrivite fiecarei situații. Nu va trebui să exagereze o situație sau să minimizeze o situație, să se supramotiveze sau să se submotiveze. Da? Deci în momentul în care mergem pe partea aceasta de natural, de consecințe naturale, copilul va înțelege că situația cere anumite comportamente, că nu este neapărat cerința părintelui și nu se impun anumite lucruri și nu este o obligație neapărat de a acționa într-un anumit fel, ci într-un mod coerent, compatibil cu situația care a apărut în prezent. Și cred că o altă direcție foarte frumoasă pe care o aduce cartea este ca în disciplină să nu... nici nu să-i forțăm pe copii să-și înfrunte anumite temeri, dar nici să stea departe de ele, pentru că în felul acesta am fi complici, de fapt, la păstrarea unor frici. Și atunci se propune înfruntarea creativă a temerilor. Lucrul acesta îl fac și eu în orele de fericire cu elevii. Avem o roată a alegerilor și creăm alternative pe care le pot folosi în anumite momente și atunci copilul va învăța că nu este nicio problemă, o temere este doar o provocare de a fi creativ, nu este nicio anulare a calităților pe care tot timpul le va avea, nu este nicio amenințare și așa mai departe. Totodată, în această disciplină a parentajului conștient apare această exprimare limite înțelepte, adică limite care să fie potrivite naturii copilului, să nu fie cumva o depășire a rolului pe care copilul îl are și cumva această carte invită părintele să iasă din dependența de rol, pentru că uneori e o dependență față de rolul de părinte și avem impresia că e o schemă care trebuie să fie respectată și efectiv nu există acel coeficient de flexibilitate. Deci limitele înțelepte sunt limitele care subliniază respectul de sine, respectul de față de familie, respectul față de mediul în care se dezvoltă membrii familiei și așa mai departe. Este o întreagă poveste legată de aceste limite înțelepte. Și cred că limitele înțelepte aduc și cel de-al treilea C, compasiunea. Cum să aduci aceste limite sănătoase și înțelese de membrii familiei, cum poți să le aduci cu compasiune în lumea familiei? Aș mai completa un lucru important, zic eu, consecvența părinților atunci când transmit mesaje copiilor. Să nu existe mesaje contradictorii, da? Sau mesaje care se bat cap în cap. Tata spune una, mama spune alta, îl confuzează pe copil, el nu știe ce să mai creadă. Asta apropo de consecvență și de perseverență, ce ai spus puțin mai devreme. Și de asemenea, cred că modelul parental, iarăși este un exemplu foarte bun, ceea ce privește parentajul conștient, și anume modelul pe care îl dă părintele, pentru că nu poți ca părinte să-i ceri copilului să fie într-un anumit fel, asta fiind în contradicție cu modul tău uzual de a te comporta ca părinte, știi? Mi-a venit în minte valorile, da. Exact. Valori în acțiune, da. Da. M-am gândit, da, aici e valabil poate mai mult pentru zona adolescenței. Vin și cer copilului meu să nu fumezi. E nociv, aia să nu te prind cu țigara. Iar tu, ca părinte, faci chestia asta. E un exemplu care mi-a venit acum. Se instalează nedreptatea și cumva această acoperirea vocii autentice al fiecărui membru, da? Și faptul că până la urmă este vorba despre iubirea de sine. Cum punem în practică iubirea de sine ca părinți? Pentru că un copil va avea modelul părintelui. Exact. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Cartea familiei care merită mai mult, de dr. Shefali Tsabary, un nume foarte important în parentaj, în parentajul internațional, o carte publicată în colecția Parentaj a Editurii Herald. A fost alături de noi Andreea Puiu, psiholog, profesor, dezvoltator al proiectului Pedagogia Fericirii. Îi mulțumim, Andrei, de fiecare dată vine cu informații extrem de prețioase. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă, o zi minunată și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Mulțumesc foarte mult, Sorin, și dacă aș putea și eu să-mi iau la revedere, aș începe cu... aș folosi începutul cărții, în care spune că, de fapt, familia nu mai e lanțul care ne înlănțuie, ci este pământul în care înflorim și cerul unde noi învățăm să zburăm. Așa că sper să fie o adevărată poezie a familiei zi de zi și să ne revedem cu aceste resurse foarte valoroase care, până la urmă, ne învață să ne conectăm autentic. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, Andreea!